Având în vedere numărul mare al accidentelor produse în județul Suceava în primele 9 luni ale anului 2017, siguranța traficului rutier trebuie să reprezinte o prioritate pentru autoritățile și factorii responsabili. Din acest motiv, prefectul județului a propus o hotărâre privind măsuri suplimentare de creștere a gradului de siguranță în trafic. Inspectoratul de Poliție Județean Suceava va verifica până pe data de 29 noiembrie 2017 starea tehnică a parapeților zonale, județene și comunale și va informa instituția prefectului referitor la punctele critice identificate în vederea dispunerii de măsuri. Vă supun aprobării această hotărâre.